În ultima perioadă m-am uitat la foarte multe clipuri cu produse terminate și am zis ok, dar am și eu terminatele mele și trebuie să filmez acest videoclip că sunt sigură că vă interesează, sunteți fierte pe empties, cum am fost eu luna aceasta. Da, ăsta este subiectul de astăzi, produse terminate, după cum deja este evident și din titlu știți în ce ați intrat când ați dat play. Ca o paranteză, și eu aici mi-așez bluza pe care o am pe dedesubt, am un sacou care este super decoltat și nu știu, mi-e cald în el, dar în fine. Înainte de a trece la empties, ca o paranteză, acestea sunt niște produse pe care eu personal le-am folosit și vă spun părerea mea proprie și personală. Unele mi-au plăcut, altele nu mi-au plăcut. Poate vouă v-au plăcut și viceversa, ce-mi place mie nu vă place vouă și ce vă place vouă nu-mi place mie. Asta nu înseamnă că dacă nu-mi place un produs nu mi-a plăcut de tine. Nu-mi place produsul. N-are legătură cu persoana ta. Știu că pare pueril, dar sunt unele persoane mai sensibile care iau lucrurile, le interpretează. Da. Deci nu. E vorba doar despre produse, experiența mea și atât cu ele. Eu nu sunt etalon, ce zic eu nu este literă de lege și haide să trecem la empties. Încep cu ceva ce... Am uitat la baie, îmi pare rău, dar vă las fotografie pe ecran. Nu mai mă ridic să mă duc după produs, după recipient. Este vorba despre un săpun lichid de la L'Occitane. L-am terminat de mai multă vreme, ce-i drept, dar am păstrat recipientul pentru că am rezervă. Și am zis, din rezervă pun un recipient și na, să fie drăguț la baie. Între timp am primit niște recipiente metalice și o să le folosesc pe acelea. Așa că o să arunc acest recipient cu săpun în care a fost săpun lichid. Un săpun lichid care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Super spornic. Super hidratant, face o spumă fină, delicată, parfumul este și el unul fin și delicat. Mi se pare un produs foarte ok și pentru corp. Nu l-am folosit pe corp, dar este și pentru corp cu siguranță. Pardon, cred că scrie și pe el că merge și pe corp, nu mai știu, dar... În fine, dacă vă place brandul L'Occitane, cu siguranță ați încercat și săpunurile lor lichide. Dacă nu le-ați încercat și sunteți curioase, mie personal îmi plac foarte, foarte mult. Să mergem mai departe la un alt săpun lichid pe care mi l-am cumpărat pentru că mi-a plăcut foarte mult mirosul și am continuat să mi-l recumpăr pentru că îmi place și săpunul în sine, nu doar mirosul. Din păcate nu e permanent, nu-l găsesc non-stop în Lidl pentru că e vorba despre ceva de la Lidl, de la Sien mai exact. Săpunul acesta, Premium Liquid Soap, varianta Black Pepper. Îmi place foarte mult mirosul. Mă duce cu gândul la... un parfum ușor masculin, picant, oriental, deci miroase superb. De câte ori găsesc săpunurile, de câte ori revin săpunurile astea la Lidl, îmi cumpăr câte două pentru că este foarte spornic, are 500 de mililitri, dar este super, super spornic. Și, adică, oricum, 500 de mililitri e destul de mult la un săpun lichid. Și se mai întâmplă uneori să mă plictisesc de el și îl închid, folosesc altceva și revin la el atunci când am iar chef de Black Pepper de la CN. Da, îmi place săpunul în sine, foarte mișto, hidratant, super, super mișto săpunul și mirosul. Mirosul e wow. Da, dacă vă plac astea mai orientale, this is it. Foarte rar vă arăt săpunuri în general pentru că săpunurile sunt săpunuri, dar uite că am și unul solid pe care eu personal, eu îl folosesc pe corp pentru că așa îmi place mie, pe corp să mă spăl cu săpunuri solide. Am făcut schimbarea asta cu foarte multă vreme și am rămas fidelă pentru că într-adevăr e o chestie care îmi place. Dacă nu mi-ar fi plăcut, aș fi trecut, iar m-aș fi întors la gelurile de duș. Dar repet, este ceva ce fac eu, nu trebuie să facă nimeni asta doar pentru că face Chicken Quest. Eu nu promovez absolut nimica, doar pe mine. Sunt in a good mood astăzi, nu știu. Asta este săpunul solid cu olive, cu ulei de măsline și vi l-am arătat într-un haul de Black Friday de la The Body Shop. Hidratant, mișto, nu usucă pielea. E o problemă la săpunurile solide, într-adevăr, pentru că unele usucă foarte tare pielea. Dar dacă nu usucă pe mâini, n-are cum să usuce pe corp, so it's ok. Să trecem la un alt gel de duș. De fapt, e primul gel de duș de la Pharmalid Pharmacy. Era să zic Pharmacare, dar acela este site-ul. Pharmalid Gentle Shower Gel, un produs mișto de tot, mi-a plăcut foarte mult. Are un litru, este dita mai bidonul. L-am folosit împreună cu Mihai, l-am avut acolo la cadă și la duș și îl foloseam amândoi. Are un miros foarte fin, foarte discret, ușor așa vanilat, aș vrea să spun. Un parfum care nu rămâne foarte mult pe piele, nu știu,
îmi place chestia asta. Uneori vreau produse parfumate care să rămână, alteori nu vreau să rămână absolut deloc pentru că vreau eu să vin cu nu știu ce. În fine, detalii. Să trecem la produsul în sine. Mi s-a părut și ăsta foarte spornic, ca dovadă că ne-a ajuns o eternitate. Deci mi se pare că l-am de jumătate de an. Nu l-am de jumătate de an la baie, dar e de foarte multă vreme acolo și am fost doi oameni pe gelul ăsta de duș. Într-adevăr, eu am alternat și cu săpunurile mele, dar l-am folosit destul de des. A fost într-adevăr hidratant. Spală bine, că cel de duș, adică spală, că te spală, oricum nu ne tăvălim prin noroi. Nu despre asta este vorba, dar lasă pielea fină, curată, hidratată, este genul acela de produs de avut la baie, bun pentru toată familia, mie așa mi se pare. Prețul este mai mult decât decent, undeva la 50 și ceva de lei pentru un litru, deci chiar mi se pare, mie personal mi se pare decent, pentru că primești și calitate, nu e doar așa că ți-ai cumpărat un bidon de gel de duș, ai și calitate, îmi place că vine cu pompiță și da, cam asta a fost. Am avut din gama asta și loțiunea pe care am terminat-o acum foarte multă vreme, care și aia mi-a plăcut super mult. Stați că mai am pentru îngrijirea corpului, n-am terminat, credeam că am terminat, dar mai am o spumă de duș de la Gerovital. Primul produs Gerovital de genul acesta, spumă de duș cu ulei de gălbenele. Mi-a plăcut această spumă foarte, foarte mult. Foarte mișto, nu face ea cine știe ce spumă, să nu te mai descurci de spumă. Adică o să compar, da, o să compar spuma asta de duș cu altele pe care le-am avut. Și nu e neapărat top locul 1, dar cu siguranță este mult mai bună comparativ cu multe alte spume de duș pe care le-am folosit. Ok, poate n-ar fi corect să o compar cu Rituals, pentru că Rituals este un brand de parfumerie, ca să zic așa, dar nu știu cât costă spumă de la Rituals. Nu știu cât costă, dar oricum peste Gerovital cu mult. Să zic că alea rămân cumva preferatele mele de la Rituals. Apoi ar fi L'Occitane. Aia de la L'Occitane e deosebită. Încă n-am terminat-o. Am varianta cu verbină care e răcoritoare și nu prea merge de iarnă. Oricum ești. Am fost răcoriți rău de tot în iarna asta. La cât frig am făcut, am salvat planeta pentru 3 generații de acum încolo. Și apă caldă ce n-am avut, deci checked. Da. Să revenim la această spumă de duș, că am bătut foarte mult câmpii, mi-a plăcut din toate punctele de vedere, mai puțin mirosul, dar am putut să trec peste miros, că oricum veneam cu o loțiune parfumată pe corp, cu parfum, nu m-a deranjat, adică n-a fost un miros nasol, dar nu preferatul meu. Na, și putea să facă un pic mai multă spumă, dar altfel mi-a plăcut și a ieșit foarte bine din tub până la ultima picătură, deci una peste alta recomand 100% produsul ăsta. Faza cu mirosul e ceva subiectiv și personal, mirosul de gălbenele, nu pot să zic că mă dau un vânt după el. Deci n-are legătură cu spuma de duș. Încă un produs, L'Occitane, revenim la L'Occitane, ceva cu lavandă, un foaming bath, adică de asta de spui în cadă să fac spumă în cadă, spumant de baie, doamne, nici nu știu să zic pentru că nu folosesc. Nu fac baie în cadă, nu stau să umplu cada cu apă, să pun pe acolo, să... Nu. It's not for me, duș rapid și gata, dar l-am folosit ca gel de duș. L-am folosit seara, când făceam seara duș, îl foloseam pentru că fiind cu lavandă am mers și eu pe chestia asta cu aromoterapia și cu așa, că te calmează și nu m-a calmat. Adică eu sunt by default mai agitată, nu trebuie foarte multă lavandă ca să mă calmez. Păi, un produs mișto, un produs foarte mișto, asta este ideea, să depășim momentul, sunt un pic așa, un pic mai mult crazy astăzi, nu știu de ce, dar this is my mood astăzi. Da, mare tristețe că am terminat untul de corp de la The Body Shop, Love and Plums. Da, asta este recipientul, dar să vă arăt că e terminat, da, Liz, mai e puțin acolo, aș putea să iau să mă dau pe mâini, dar nu o să iau acum. Am mirosit superb, superb, superb acest unt de corp, superb. Uite, n-am mai intrat pe site-ul, nu L'Occitane, pardon, The Body Shop, să văd dacă a mai rămas pe stoc, dar cu siguranță revine. În perioada Crăciunului, sigur, sigur revine, poate sub o altă denumire, un pic ambalajul schimbat, dar sigur revine aroma asta, că este prea mișto și mult prea apreciată ca să o elimine așa după un singur sezon.
Mi-a plăcut și îndeosebi în combinație cu Poison de la Dior, cu parfumul Poison de la Dior. Chiar era o combinație minunată, că și ăla e cu prune și ăsta cu prune miroseam amajun. Tratament anticelulitic de la Liren. De la Liren am primit la un moment dat trei tratamente diferite. Fiecare produs în parte era, unul era cu matcha, unul cu cafeină, unul cu nu mai știu ce, cu mezoterapie, whatever that is. Și l-am avut și pe ăsta, a fost ultimul, uite, cu ierba mate. Mă, ce să zic, îmi dau seama că în perioada în care foloseam, pentru că pe celelalte două le-am folosit unul după altul, da, celelalte tratamente, și apoi am luat o pauză, nu știu exact de ce am luat o pauză, și mi-am dat seama că ăsta o să expire undeva în martie, da, a treia 2022, zic, hai să încep să-l folosesc. Dar între celelalte și ăsta am avut o pauză și acum că o fi doar pe psihic sau placebo, știți ce zic? Sau poate chiar au funcționat, dar am senzația că în perioada în care foloseam tratamentele astea, pielea mea arăta o idee mai bine. Când m-am lăsat de ele, parcă n-am mai arătat atât de bine, mă refer la aspectul de celulită, de coajă de portocală, cum se spune. Și am revenit la tratament. Nu pot să spun că ăsta ar fi neapărat preferatul meu. Știți care e faza cu tratamentele astea anticelulitic? Ce? Că trebuie să te ții unul la mână, trebuie să te ții de ele, adică să folosești mereu pe zonele cu celulită un tratament de ăsta. Doi la mână să faci masaj, că asta de fapt cred că mai degrabă ajută masajul. Contează foarte mult. Trei la mână... E o treabă hormonală, din ce m-am informat, e ceva hormonal și cu celulita, așa că... aplicăm la exterior, dar contează și interiorul foarte mult. Una peste alta, tratamentele Liren nu sunt rele, chiar deloc. Ăsta cu ierba mate n-a fost neapărat preferatul meu. Nu mai știu din celelalte două care mi-a plăcut mai mult, dar a fost unul care, de la care am observat așa o îmbunătățire cât de cât. Dar, da, asta a fost, am terminat. Cred că mai am ceva anticelulită de la Pharmac, Gerovital, și sunt super curioasă să încerc și produsul ăla și... în fine, vedem. Bun, am ajuns la visage, la îngrijirea tenului. Am terminat două SPF-uri de la Revox. Încep cu cel de la Revox, Sun Shield SPF 50. Ăsta care mie îmi place foarte, foarte mult. Foarte mult. Este un SPF cu care mă înțeleg surprinzător de bine. Nu mă așteptam să-mi placă atât de mult, având în vedere că am un ten cu sebum și... când tenul are sebum este foarte... nu doar când are sebum, în general este foarte complicat să dai peste un SPF ușor de purtat de zi cu zi. Dar uite că ăsta pentru mine a fost ușor de purtat de zi cu zi. Nu știu neapărat la vară când o să... eu l-am descoperit să fi fost așa august și am început să-l folosesc mai spre toamnă, nu mai știu exact, dar oricum nu mai era căldura aia de foc caniculă. Deși cred că și atunci mi-ar fi plăcut. O să mi-l recumpăr. Ar fi, cred că, a treia cutie, al treilea tub. Da, mi-a plăcut. Mie personal îmi place. Este un produs parfumat. Nu o să intru în detalii cu privire la ingrediente și asta. M-am decis să nu mai fac acest lucru. Este un subiect care oricum mă depășește. Nu sunt chimist, nu fac eu produse cosmetice sau... da. Dacă un produs e pe piață, în general presupun că trece prin foarte multe filtre și e ok de folosit și it's safe. Da, într-adevăr e de preferat să folosim fără parfum, dar whatever. Și Eva Therm SPF 50 Sunlight Dry Touch. Adică sunt anumite produse, uite cum a fost și SPF-ul ăsta, care are un oarecare parfum foarte discret, adică ăsta e mai parfumat decât Eva Therm-ul. Dar mi-a plăcut atât de mult acest SPF încât am zis, I don't care că este parfumat, îmi place mult prea mult ca să-l dau la o parte pentru că miroase. Da, parfumul nu este un ingredient ok, pentru că... dar eu n-am probleme cu tenul. Fiecare, repet, face cum vrea. Era de mult început SPF-ul ăsta și când a venit vremea mai rece, l-am lăsat deoparte pentru că mi se părea prea mult. E dry touch, într-adevăr este matifiant, lasă tenul așa uscat, nu lasă pelicula aia grasă, unsuroasă, uleioasă, nici ăsta, dar ăsta lasă tenul... luminos. Și am zis, mă, ăsta chiar e de vară, când e foarte cald, m-am înțeles super bine cu el, dar până la urmă am zis, trebuie să-l termin pentru că este început de mult și are, da, are un an de la deschidere, dar zic, în 6 luni maxim de la deschidere vreau să-l termin și l-am terminat și
Da. Eu le țin în cutii produsele, dar e aici tubul. Ok, asta, un alt SPF, pe ăsta l-am folosit cu voi într-un clip, nu mi-a plăcut absolut deloc acest SPF de la Purito, deloc, adică am zis eu că Revox-ul îmi lasă tenul lucios, ăla de la Purito mi-a lăsat tenul lucios. Lucios, mă vedeam, cred că din spațiu. ACM Duolist, băi, încă n-am terminat retinolul de la ACM, dacă vă vine să credeți, încă nu am terminat acel ser cu retinol, cred că e aproape gata totuși, în următorul clip cu Empties, sigur o să vi le arăt și îmi dau seama că eu fac un an de retinol, că m-am apucat în februarie anul trecut de retinol la modul să folosesc, nu neapărat în fiecare seară, dar în fiecare săptămână retinol, 2-3 seri, 4-5 seri, da, din 7 retinol. Aș vrea să fac un update, dar nu am ce să vă spun. Update. N-am niciun update. Asta e fața mea. Nu știu. Asta, da, să revenim. Asta a fost crema de ochi. Cremă contur pentru ochi, ceva antirid. Da. O cremă hidratantă, ușor de folosit, a intrat ușor în piele. Antirid, n-am ce să vă spun. Adică nu mi-a șters ridurile nenică. Alea sunt niște riduri pe care le am de când nu știu la ochi. Așa m-am născut obosită, dar o cremă hidratantă foarte bună, adică nu mă înțelegeți greșit, este o cremă bună. Doar că, na, nu mi-a șters ridurile și nimic nu o să-mi ștargă ridurile. Este și anti-dark circles pentru pielea aia ușor vineție pe care eu o am. N-am îmbunătățit ceva pe partea asta, dar la mine e o chestie, adică așa m-am născut, cu pielea asta ușor vineție. Este și oarecare umbră aici pentru că am arcada proeminentă. Și este oarecare umbră și am ochii un pic mai adânciți. Deci nu e ceva, nu sunt vineție la ochi pentru că, nu știu, cam așa m-am născut. Și în pozele pe care le am pe aici prin casă de când eram mică, se vede că sunt un pic... Na, eram copil și nu eram ca acum, dar... Da, sunt lucruri pe care nimic nu le poate... schimba decât poate bisturiu. Habar n-am și nu o să fac chestia asta. Și ultimul produs din acest clip cu Empties. Îmi pare rău că l-am terminat pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult, dar în același timp it is what it is. S-a terminat. Asta este. Am seruri desfăcute, dar o să revin la el cu siguranță pentru că mi-a plăcut enorm serul cu acid hialuronic de la Momirov, cu aur, cu particule de aur prin el. Uite-l aici. Da, a fost superb serul acesta, superb. Încă mai sunt pe acolo particule, cred că se văd la cameră. A fost superb, super hidratant și în timp ce aplicam serul acesta și masam tenul ca să intre... Știți, contează foarte mult și chestia asta cu masajul, când îți aplici produsul și pe corp și pe față, să faci un mic masaj, nu trebuie să aveți cine știe ce device super sofisticat, degetele sunt suficiente. Și masam și mai făceam și mișcări de genul ăsta, tu m-am văzut și eu pe net, pe la alte persoane. Și intra atât de bine în piele și îmi simțeam tenul atât de hidratat, deci a fost o plăcere din toate punctele de vedere. Mi-a plăcut foarte mult. Rar se întâmplă să-mi plac așa din prima un produs, să zic wow, senzațional și să văd că îmi funcționează și că îmi merge cu el, dar a fost cazul cu serul acesta de la Momirov. Încă am din gama asta cu acid hialuronic și cu aur coloidal, încă mai am crema de seară care și aceea este senzațională. N-am terminat-o pentru că este incredibil de spornică acea cremă, aplic o cantitate super mică și este hidratantă și lasă tenul mișto, dar despre ea o să vorbim la momentul la care o să o termin. Acum discutăm despre ser, dar am zis tot ce era de zis. Mi-a plăcut excepțional, îl ador și personal vi-l recomand. Susțineți un brand românesc, apropo că este un brand românesc, sunt fabricate la Timișoara, da, pe Strada Rozelor, ce drăguț. Și cam asta a fost cu aceste produse pe care le-am terminat eu în ultima perioadă, adică în ultima lună, de la ultimul clip cu Empties și până în prezent. În comentarii, dacă voi ați încercat ceva, dacă ați încercat, că poate n-ați încercat, dacă n-ați încercat ce v-am arătat eu, spuneți-mi voi ce ați mai încercat, ce ați mai folosit în ultima vreme, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, dezamăgiri sau chestii surprinzătoare pe care le-ați descoperit, fie că e vorba de un produs cosmetic, fie că e vorba de un produs de make-up sau ceva pentru casă, orice, aveți acolo un update pentru mine, un feedback, abia aștept să citesc
comentariile voastre și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și King Quest și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune, mua, la revedere!